Atacatorii cu macete care au rănit grav un tânăr din Brăila, chiar în fața locuinței sale, sunt de negăsit de 48 de ore. Polițiștii au un cerc de suspecți, dar deocamdată nu au reținut pe nimeni. Anchetatorii cred că agresorii au vrut să-l lichideze pe bărbat. Victima, căreia i-au fost amputate degetele de la ambele mâini, s-ar fi bătut acum o lună într-o benzinărie cu mai multe persoane. Ofițerii cred că este vorba despre o răfuială între două grupări rivale de interlopi. O femeie a sunat la 112 să anunțe că un vecin a fost atacat de mai mulți bărbați înarmați cu rănci, săbii și macete și care aveau fețele acoperite cu cagule. Sângeroasa reglare de conturi a avut loc pe unul dintre bulevardele circulate ale orașului. A coborât din scară și l-a așteptat trei indivizi, l-au tăiat. Probabil că vroia să plece, să urce mașină și l-au așteptat și nu mai a avut timp să urce mașină. L-au tărât. Un bărbat în vârstă de 33 de ani din Brăila, în timp ce se afla pe bulevardul Dorobanților din municipiu, ar fi fost lovit de persoane necunoscute, suferind leziuni ce au necesitat acordarea de asistență medicală de specialitate. Victima a fost lăsată în agonie. Bărbatul a fost transferat la Floreasca, iar medicii fac eforturi pentru a-l salva. Are o lovitură puternică la cap, mai multe răni și tăieturi pe tot corpul și ambele picioare rupte. Luat prin surprindere, bărbatul a încercat să se apere cu mâinile goale de săbiile agresorilor, iar ca să-i salveze viața, medici au fost nevoiți să-i amputeze mai multe degete. Polițiștii au ridicat înregistrările mai multor camere de supraveghere din zonă. Surse apropiate a anchetatorilor spun că imaginile sunt extrem de dure. La dosar sunt și mărturii ale oamenilor din blocurile vecine. Erau mascați, da? Ce s-a întâmplat, nu știu. Da, exact așa, cum o vedeți. Că și cealaltă mașină băiatului. Localnicii spun că nu se simt în siguranță și mulți se feresc să vorbească despre subiect. Sigur că ți-e teamă când vezi ce se întâmplă, când îi vezi că se încaieră din ambuscada aia, poate să te nimerească și pe tine. Ce să mai face parte din tradiția orașului. La aproape 48 de ore de la atacul mafiot, urmele conflictului sunt încă vizibile. Ce ați văzut? Sângele ăla acolo. Cine Dumnezeu știe ce au avut de împărțit între ei. Anchetatorii refuză să comunice amănunte, dar au indicii despre cine ar fi în spatele violențelor. Surse observatori spun că victima ar fi avut în ultima vreme mai multe conflicte cu un clan din Brăilița, zona răufamată a orașului. Pe 2 aprilie a ajuns la poliție și s-a ales cu dosar penal după ce s-a luat la bătaie cu mai mulți indivizi într-un peco din oraș. Avea asupra lui un pistol de tip airsoft, iar prietenii lui rângi și macete. Așadar, ce s-a întâmplat sâmbătă seară nu este exclus să fie, de fapt, o răzbunare. Pentru Observator, Bianca Iacob.